Eu cred că ne-am făcut datoria de elevi, pentru elevii de clasa 1 și pentru familiile acestor copii și acest subiect deja s-a închis odată cu începerea anului școlar. Subiectul este departe de a se fi închis, pentru că prefectul de Argeș a anunțat depunerea unei noi contestații în instanță pentru programul Primul Ghiozdan și trimiterea procesului din civil în penal. Ceea ce l-a iritat pe prefectul Gheorghe Davidescu a fost că aceste ghiozdane au ajuns la elevi cu o scrisoare semnată consilierii județeni. Se demonstrează că sâmbătă și duminică aceste ghiozdane au fost împărțite și duse acasă la copii. De când data drag, nu o să reușesc niciodată să înțeleg, de când data iubire față de copii, pentru că au fost și oameni care i-au dat afară din curte, pentru că erau oameni care, așa cum am spus, au venit de 10.000 de euro pe lună și cum să primească un ghiozdan de 170.000 vechi. Și spui că, de fapt, un grup de consilieri, aici sunt consilieri județeni din Argeș, deci ai încă o minciună și este sigla Consiliului Județean aici, da? Deci ăsta este Consiliul Județean. Era singura modalitate prin a arăta că la nivelul Consiliului Județean colegii noștri au fost de acord cu propunerea consilierului USL de a-și dona indemnizația pe 4 luni pentru a cumpăra aceste ghiozdane. Era și varianta, a fost și varianta să trecem numele celor care și-au donat indemnizații. Domnul președinte Constantin Nicolescu nu a fost de acord să nominalizăm oamenii și a venit cu propunerea să scriem Consiliul Județean pentru a da o imagine unitară acestei acțiuni. Am făcut publice numele colegilor în presă. Chiar dacă rechizitele au fost cumpărate din banii consilierilor, prefectul de Argeș rămâne pe poziții, considerând acțiunea în continuare nelegală. Deci au făcut o ședință extraordinară prin care se aprobă repartizarea pe unități administrative teritoriale a ghiozdanelor echipate potrivit programului Primul Ghiozdan, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Atât timp cât acea hotărâre era atacată în contencios administrativ de către zicea prefectul, indiferent că îl cheamă Davidescu sau oricum îl chema, cum poți să mai dea astfel de hotărâre? Este total ilegală. Deci numai hotărârea 144 este desfințată până la pronunțarea unei hotărâri. Nu s-au mai dat niciun fel de hotărâre. I-am rugat pe consilierii județeni, cei care sunt de acord, să completeze declarații. În momentul în care banii au intrat în contul fundației și toate declarațiile au fost strânse, fundația s-a ocupat mai departe de achiziționarea ghiozdanelor și repartiția lor. Vă asigur că lucrurile nu se opresc aici. Vă asigur că aceste ghiozdane care au fost executate de către Consiliul Județean într-un anumit context vor fi foarte atent verificate de data aceasta să vedem dacă s-au respectat procedurile. Războiul între Consiliul Județean și Prefectură a început de la sigla Consiliului Județean, care conform proiectului urma să fie aplicată pe ghiozdanele celor aproape 6.000 de elevi. Considerând că are tentă politică, prefectul a atacat hotărârea în contencios administrativ, blocând astfel proiectul. Donarea indemnizațiilor a fost soluția pe care a găsit-o Consiliul Județean ca să-și continue acest demers.